Salutare prieteni, mine, ați venit pe canalul meu de YouTube, eu sunt Adrian Gudu și în clipul de astăzi o să vorbim despre WhatsApp și despre Facebook. Pentru cei ce nu știu, WhatsApp aparține Facebook-ului și astăzi o știre de ultimă oră în lumea tech și în lumea IT. O să vorbim despre acest mesaj care v-a apărut vouă în Facebook, o să discutăm despre el, ce este cu el și ce se întâmplă. Practic, acest mesaj ne anunță că, începând cu data de 8 februarie, politicile Facebook se schimbă, noi, intră în vigoare noi termeni și noi condiții, și politicile de confidențialitate sau privacy policy se vor schimba. În fereastra pe care o vedeți aici, în dreapta mea sau stânga voastră, depinde cum, cum vă uitați la ecran și cum iese filmarea. În fereastra aceasta observați că avem două butoane, agree și not now, adică să fim de acord acum sau nu acum, mai târziu. La un moment dat va trebui să fim de acord cu acest pop-up, să dăm pe agree dacă vrem să continuăm să utilizăm WhatsApp. În caz contrar, contul nostru de WhatsApp ar putea fi șters sau va fi șters. Dacă citim acest mesaj, avem aici after this date, adică după această dată You'll need to accept, va trebui să accepți uh, aceste update-uri pentru a continua să utilizezi WhatsApp. Cu alte cuvinte, dacă nu, sem nu suntem de acord cu acești termeni din uh, imaginea pe care o vedeți aici în dreapta mea. Uh, dacă nu sunteți de acord cu acești termeni, nu veți mai putea utiliza WhatsApp și uh, nu, contul vostru WhatsApp va fi șters. Ce sunt acești termeni la ce se referă ei și ce vor ei să zică, ce vor ei de la noi. Practic acești termeni vor face astfel încât toate informațiile voastre WhatsApp să fie șeruite sau împărțite cu Facebook, da? Tot ce o să faceți voi pe WhatsApp va fi trimis către Facebook tot ce vă scrieți, toate conversațiile, starea dispozitivului, sistemul de operare pe care îl folosiți pe Android-ul vostru, modelul telefonului, statusul bateriei, nivelul bateriei, puterea semnalului, zona în care vă aflați, adresa IP, datele de utilizare WhatsApp, statusul acela pe care îl puneți voi la WhatsApp, Uh, detaliile de grup sau uh, detaliile grupurilor în care vă aflați, uh, poza de profil și uh, poza, și informațiile despre voi, toate aceste informații din WhatsApp vor fi trimise către Facebook sau vor fi împărtășite și ruite cu Facebook pentru uh, a se îmbunătăți, cum spun ei, uh, to improve our services, da? Adică ca să și îmbunătățească serviciile și mai pe românește să vă poată servi o reclame mai targetate. Dacă dați pe butonul verde Agree, cum vă spuneam, aceste informații, tot ce știe WhatsApp despre voi, tot ce faceți în WhatsApp, toate grupurile, tot ce conversați, tot ce, toate fotografiile pe care le trimiteți, locația și așa mai departe, vor fi trimise către WhatsApp ca Facebookul Facebook, pardon, ca Facebook-ul să vă cunoască mai bine ca și cum până acum nu v-ar fi cunoscut uh, suficient uh, de în amănunt, da? uh, Dacă nu vreți să fiți de acord cu acești termeni, uh, cu acești termeni dați pe butonul Not Now și uh, în momentul în care acești termeni vor intra în vigoare, pe 8 februarie, dacă nu sunteți de acord cu ei, nu veți mai putea folosi WhatsApp și contul vostru va fi șters. Ce alternative avem la WhatsApp? Dacă nu mai doriți să folosiți WhatsApp și nu sunteți de acord cu acești termeni, ei bine, eu vă recomand călduros să folosiți Telegram și Signal. Signal este o aplicație foarte bună. Este o aplicație pe care o recomandă și Edward Snowden. Este o aplicație sigură. Ambele sunt aplicații sigure sunt aplicații open source, deci puteți să luați sursa aplicațiilor, să vă uitați în cod, să vedeți că nu este nimic malițios și rău intenționat. Deci aveți control, să zicem așa, asupra acestor două aplicații. Și aceste aplicații, în opinia mea, au început să devină populare și pe la noi. Cel puțin Telegram. Signal, nu știu dacă folosește chiar toată lumea, dar Telegram cred că mulți ați auzit de Telegram. Aceste două aplicații, vă spuneam, sunt open source sau source, cum vreți să spuneți, și pot fi folosite lejer în locul WhatsApp. De asemenea, în Telegram se pot face canale sau grupuri, puteți conversa la fel ca pe WhatsApp, în grupuri, puteți face apeluri video, voce, puteți trimite fișiere, puteți trimite locația, puteți trimite contacte și tot ce vreți voi. Deci, practic, cam tot ce făceai în WhatsApp poți face și în Telegram. Signal e mai privat, așa, nu știu, nu cred că poți, deși eu am și Signal și Telegram, pe Signal nu cred că poți intra în grupuri ca, ca în WhatsApp sau, sau ca în Telegram, dar poți conversa de la persoană la persoană, da? Pentru conversații private, pentru conversații intime sau pentru conversații în doi, în două persoane. Dacă nu mă înșel, cred că și pe Signal merge să, face apeluri video, nu știu exact, o să vă las detalii în descrierea clipului. Aplicațiile, vă spuneam, eu le folosesc, aceste două aplicații, Telegram se scrie cum se aude, t l e g r a m și Signal se scrie s i g n a l Le găsiți în App Store, magazinul de aplicații pentru iOS și le găsiți și în magazin Play, pe Android. Sunt gratuite, sunt open source, sursă deschisă, le puteți folosi dacă nu mai doriți să folosiți Facebook. Cam asta ar fi cu clipul de astăzi. Eu sper să vă placă, sper să vă fie de folos. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să dați un like, să știți că mă ajută foarte mult, să dați un share, să puneți eventuale întrebări sau nelămuriri dacă aveți le postați pe mica de comentarii acestui clip video. Mă ajută foarte mult, vă spuneam, să dați un share pe Facebook, pe WhatsApp, pe Twitter, pe rețelele sociale și dacă vreți să fiți notificați de fiecare dată când încarc un nou videoclip, atingeți butonul Abonează-te, butonul roșu Abonează-te de sub acest clip video și dacă vreți să fiți notificați de fiecare dată când încarc un nou videoclip, atingeți și clopoțelul din dreapta butonului roșu Abonează-te și astfel veți primi o notificare de fiecare dată când încarc un nou videoclip. Eu am fost Adrian, voi ați fost pe canalul meu de YouTube. Vale a vedere!